Oameni buni, bine v-am regăsit alături din nou live, că suntem live, asta este. Și așa, din emisiune în emisiune, din invitați în invitați. Astăzi a fost o zi foarte, foarte aglomerată după această emisiune pe care o dăm live și o vedeți și vă așteptăm cu întrebări, sugestii și alte lucruri. O să fie și emisiunea de dimineață, care nu prea a avut spor, cel puțin pe live, cu doamna Onelea Pescaru, dar am reușit cu ceilalți invitați să fiu pe live și vreau să îi mulțumesc următoarea invitată care este alături de noi. Ia să vedem, ne auzim. Bine v-am găsit și bine ați venit în sfârșit la noi în emisiune. Ne auzim? E ok? Bună, Eugen, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc pentru invitație. Da, oameni buni, în această după-masă, la gândul zilei, invitat scriitoarea doamna Antoaneta Galeș, facilitator, trainer, unde vom discuta rolul caietului fericirii în această perioadă. Antoaneta, că tot greșesc Tonică treaba e asta. mai simplu. Eugen, Toni. Tony, Toni e Tony. simplu. Tony a decis să se dedice consultației în dezvoltarea oamenilor a organizațiilor de peste 20 de ani de experiență în domeniu. Până în 2018 a fost director de resurse umane, comunicare, dezvoltare într-o companie importantă din retail. Imediat o să vorbim. Consideră că sănătatea mentală și emoțională înseamnă starea în care suntem plini de resurse și facem față mai bine încercând prin încercărilor prin care trecem, pe de o parte, iar de altă parte suntem mai echipați cu abilitățile necesare de a fi conștienți și de aceea e bine în viața noastră. Ce bine în viața noastră? În 2019 a publicat Caietul Fericirii. O să vorbim imediat. Un instrument pentru creșterea capacității de atenție și observație, de analiză a gândirii, care are drept consecință creșterea nivelului stării de bine. Este artele apărut aici, te rog frumos să mă ajuți. Pronetic. Așa, Solution Focus Coach and Mental. Iar te rog frumos să mă ajuți. Mental Health Facilitator Trainer. Așa, scrie romane polițiste sub pseudonimul Tony Mott. Bine, gata, asta a fost introducerea. Sper că a fost rapidă și eficientă. Dar de acum începem. Cum este să fii la noi în emisiune, prima dată? E un pic cu întârziere. Da. Ne propusesem să ne vedem la Face to patru. face. Da? Ne propusesem să avem o discuție în studio pe vremea când oamenii se întâlneau în realitate, dar e un început bun și online. E posibil să continuăm în cazul în care vom mai avea subiecte de discuție și în lunile următoare, sigur că da. Ei, eu zic că o să, no, o să ieșim așa de sub, cum să zic, acest auspiciu și o să mergem să ne vedem într-adevăr cu toată lumea după 15, dacă bine zic. Da, cum ai zis și tu, într-adevăr, noi trebuia să ne vedem în altă formulă și, bineînțeles, acum câteva luni. Dar asta este programul foarte, foarte încărcat și, bineînțeles, nu ne-am pătruns acolo la, ce să zic, puțin la program, dar noi sperăm că acum, în această emisiune, să putem să vorbim una alta și, într-adevăr, să le spunem oamenilor ceea ce face Tony. Ca început, hai să o luăm pe parcurs. Cum a fost, da, uite, nu mă lasă să încarc o chestie. Să știi că nu te mai văd. Am revenit, nu știu, s-a întâmplat ceva, nu? Da.
Nu te-am văzut, nu te-am mai auzit, s-a făcut ecranul negru, am tăcut și eu din gură, așteptând să revii. Asta este conexiunea. Bun. Povestește-ne puțin despre tine și cum ce o să faci, ce ai făcut până acum, până în această perioadă. Sau hai să o luăm altfel. Cum a fost această perioadă în casă? Să știi că tu fiind o persoană foarte, foarte activă. Da, doar că am avut o provocare destul de mare din cauza unei hernii de disc. Oh. Pe care împreună cu medicii de la București am decis să nu fie operată. Am avut doar o intervenție minoră. Și mi-au zis că e prea complicată ca să merite să fie operată și poate că reușim așa în timp să își revină încet organismul. Astfel încât eu eram acasă de la jumătatea lui februarie, hotărâtă să fac cât mai puțin spre nimic. Aha. Hotărâtă să am grijă de mine. Stăteam mai mult în pat, la birou eram mai degrabă, cum să spun, nu puteam să stau de fapt mai mult de jumătate de oră pe scaun. Ah, da, deci acum o să încercăm și noi să stai mai puțin. Provocarea mea era să nu-mi creez frustrări suplimentare că nu fac nimic. Poate ne salută Alexandra Grancea, colega noastră dragă. Salut, Alexandra! Uite, și Bogdan a intrat și îmi pune și o întrebare. Simți că da. Stai că începem cu imediat. Stai. Lasă-le pe rând. Lasă-le okay, pe rând. Las pe tine. Da, exact. Spune-mi, te rog frumos. Bun. Deci ai început. Acum este bine, da? Ești da, ok. Deci eram pregătită să stau acasă. Am constatat că stând eu acasă s-a oprit și lumea. Aha. A fost benefic totuși pentru tine. Dacă zic da, să nu se supere ceilalți. Păi nu o să se supere, asta este. Adică, bun, acum știi cum e. Te ocupi, te opticai dacă erai tu acasă și toată lumea se plimba, îți dai seama că nu prea scădea bine. E adevărat. Da, ți-am zis, eram foarte, foarte hotărâtă să mă potolesc puțin, ceea ce n-am reușit să fac niciodată, adică nimic. Și cred că, eu știu, de la jumătatea lui februarie până pe la cam de vreo 2 săptămâni am început să mișc ceva mai bine, știi? A, uite, tot vezi, nimic nu este întâmplător atunci și înseamnă că și aceste emisiuni chiar au venit la țanc. Da, la țancă. Am mai avut o participare la o conferință virtuală de comerț online. Sigur că mi-am ținut orele de coaching, lucrez pe o platformă specială, însă ușor așa. Da. Ți-am dat și link-ul live-ului ca să poți să-l dai prietenilor. Pot să fac asta chiar acum, da? Da, bineînțeles că nu este nicio problemă și o să vorbim puțin despre tot ce înseamnă cariera ta, ca să înțeleagă lumea, să știe cine. Bine, cei din Brașov știu, dar cei care se uită la noi, peste 130.000 de oameni, să știe ce faci tu și ce ai făcut tu în această viață, cum se zice. Stai că zic imediat, da. Mă descurc. Greu să postez, mi-ai dat link-ul și mă duce într-o pagină aiurea. Da, și nu știu, trebuie să Stai că reușesc. Mă duc așa încet pe pagina televiziunii. Exact. Doamnelor și domnilor, așa este în live, trebuie să dăm și invitatului să poată să dea link-ul cu noi, live-ul nostru, ca să putem să vadă și lumea ceea ce ce vorbim noi aici. Sperăm să aveți întrebări sau să veniți cu anumite sugestii, că nu. Gata. E perfect. Ne auzim, ne vedem. Am dat. Ai reușit?
No. No? Bun. No. Atunci o dăm după ce termină. Ba da, stai. Frate, de ce e atât de complicat? Uite. Gata, a intrat. Dacă a intrat pe pagina ta și sau pe paginile tale, amândouă sau una, nu știu câte sunt, atunci. Deci ai reușit, da? Îmi spui când ai reușit. Gata, am reușit, am închis Facebook-ul că mă tulbură. Gata. Perfect. Iar toată lumea, eu nu mai dau nimic. Perfect. Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări, acum suntem în direct și cu prietenii tăi, dar și cu prietenii noștri de pe televiziunea grupului Iubim Brașovul. Dacă aveți întrebări sau aveți anumite sugestii, puteți să ne întrebați. Noi le vom vedea pe loc. Bun. Hai să vorbim despre tine. Spune-ne puțin așa povestea ta. Gândește-te că eu fac o jumătate de secol acum și dacă mă apuc mulți, în anul ăsta. Mulți ani. Și dacă mă apuc să povestesc eu toată viața mea, o să dureze cam mult, așa că o să fac doar câteva intro-uri. O să scot în evidență câteva lucruri, în primul rând despre faptul că am fost întotdeauna pasionată să înțeleg mintea oamenilor și modul în care aceștia iau decizii. M-a interesat să înțeleg motivația comportamentelor. De asemenea, m-am străduit prin toate acțiunile mele să fiu un sprijin, o susținere pentru cei cu care am lucrat. Și consider că am lucrat întotdeauna alături de oameni și pentru oameni. Am un proiect foarte important a fost perioada de 3 ani cât am lucrat într-un proiect al Băncii Mondiale. Practic eram angajată a unei firme germane de consultanță care desfășura proiectul de modernizare a serviciilor de ocupare din România, de fapt având partener Ministerul Muncii. Acolo consider eu că m-am format, mai ținusem training-uri și unde lucrasem înainte, însă în momentul în care, eu știu, mă duceam prin agențiile de șomaj, că la vremea respectivă se chemau agenții de șomaj, nu de ocupare, mă duceam prin țară la agențiile de șomaj, mă așezam în fața oamenilor și le explicam, deci funcționarii din agențiile de șomaj, și le explicam că ei prestează servicii pentru șomeri. Și că ei îi servesc pe șomeri. Și nu m-a bătut nimeni, ceea ce este de mirare. Îți dai seama ce tupeu aveam eu. Vorbim de anii 97-2000. Așa. Apoi mi-am început activitatea la Selgros, unde am lucrat din 2000 până în 2018. Mai întâi... 2018, da? Da. Cu o perioadă de absență de un an. Atunci am înființat eu firma în care lucrez și acum. Am avut câteva proiecte și în 2015 m-am întors în Selgros pentru că am primit acceptul de a demara un proiect special pe care mi-l dorisem foarte mult. Era o platformă pe care erau postate interviuri pe care le țineam cu colegii, împreună cu cei din departamentul meu. Am mers prin magazine, vorbeam cu oamenii și toate aceste povești ale lor erau postate pe un site. Deci tu te ocupai oricum tot ce înseamnă partea asta de resurse umane și tot partea ce înseamnă... resurse umane și în perioada 2015-2018 și partea de comunicare internă și externă. Da, uite aici la partea de comunicare externă și internă, într-adevăr îți deschide foarte multe uși și nu numai de atât, te face să iei legătura cu o grămadă de oameni, o grămadă de tipuri de comunicare și în această perioadă când ai fost în zona asta de resurse umane, povestește-ne puțin care este profilul, după ce ajungem la caietul fericirii, care este profilul angajatului
de multinațională. Uite, acum dacă tot te-am prins, vreau și de cineva care are experiență în zona asta. Angajatul profilului de multinațională. Națională. Da, știu că sună așa mai generalist, dar... Mie nu mi se pare că ar fi diferit de orice alt angajat în orice companie. Dacă vezi că toată lumea zice că cei de la multinațională față de cei de la stat sunt diferiți. Oare? În sensul ăsta? Oamenii sunt diferiți și doi câte doi, da, păi, dintr-o structură în alta. Sunt alte rigori, este foarte adevărat. Este o altă presiune. E o presiune a reușitei, e o presiune a realizărilor mult, mult, mult mai mare decât în sectorul de stat. Aș face doar comparații cu oamenii pe care eu știu, pe care îi cunosc. Ți-am zis că în perioada în care am lucrat în Banca Mondială, clienții și de fapt beneficiarii consultanții erau cei care lucrau în agențiile de ocupare și discutam foarte mult și cu cei din Ministerul Muncii. Și sunt oameni absolut deosebiți peste tot. Eu cred că cei care lucrează în sectorul de stat au o rezistență la frustrare mai mare decât a celorlalți, pentru că sunt absolut convinsă că și lor le este greu. Sunt oameni care se străduiesc să facă de multe ori din rahat bici. Nu i-aș caracteriza în niciun fel. Sunt doar alte provocări într-o parte și cealaltă. După acești ani foarte mulți pe care i-ai trecut în cariera ta la această companie foarte mare și cu multe, multe challenger-uri, ai vrut să ieși de acolo, nu? Să fii tu sau... Cum a fost? În 2014 am și plecat, ți-am spus prima dată, pentru că mi s-a părut important să ofer sprijinul și în afară, să schimb lumea, dacă ar fi posibil. Lumea nu se schimbă nici când vrem noi și nici nu se schimbă împinsă sau trasă de cineva. Lumea se schimbă atunci când vrea și se schimbă foarte greu. Poate că cea mai mare dificultate pe care am avut-o, uite din nou paralelă cu corporația, a fost faptul că am văzut, sau mi-era foarte greu să văd rezultatele pe care le am în momentul în care, în perioada 2014-2015, aveam proiecte fie de training, fie de cultură organizațională. Și simțeam că nu pot să influențez eu lucrurile. Deși credeam că sunt pregătită să fiu din nou în consultanță, repet momentul din Banca Mondială, se pare că orientarea mea către rezultate, dorința mea de a avea, mai multă influență, nu era tocmai sănătoasă pentru genul ăsta de business, pentru că atunci când ești consultant, clientul face dacă vrea. Da? De exemplu, m-a enervat foarte tare când am ținut un training, a fost un training de vânzări cu strategie de vânzări și înțelegerea era ca după 3 luni de zile să ne întâlnim și să discutăm din nou, să creăm un alt set de măsuri. Totul fusese plătit. După 3 luni am sunat. Hai să ne vedem. Nu, că totul e ok. Hai să ne vedem, că uite, e plătit, adică nu vă mai iau banii, nu e? Nu, dar e totul bine. Și aici vorbim de o companie privată, evident. Și recunosc că... mi s-a părut că... Dar oamenii de fapt erau mulțumiți, înțelegi? Și cine mă credeam eu să fiu mai puțin mulțumită de rezultatul afacerii lor decât erau ei înșiși?
Da. Și mi-am dat seama că ok. Și atunci când s-a oferit posibilitatea de a mă întoarce, mă rog, când m-au chemat înapoi, m-am dus pentru încă 3 ani. A fost o perioadă extraordinară, am avut foarte, foarte multe proiecte minunate. Și în 2018 însă am zis că e ok, sunt gata să o iau pe cont propriu, să mă dau singură cu capul acolo unde trebuie și suntem bine. Da, oricum, pentru această zonă, eu zic că este foarte, foarte, așa, deodată, știi, să schimbi la 180 de grade, să ai un alt challenge, e ceva. Avantajul meu a fost că nu a fost tocmai deodată, știi? Pentru Aha. că am avut perioada 2014-2015 și practic din 2015 până în 2018 am mai luat din când în când câteva proiecte. Mai ești alături de mine că mă văd doar eu. Da, și asta înseamnă oricum Ok. ceva și am reglat puțin lumina, dar se pare că tot nu e bine, o să reglez din nou lumina. Da, am dispărut, dar tu ai rămas pe ecran și lumea te-a văzut și a auzit răspunsul tău. Ok. Ideea este că aceste schimbări deodată, cel puțin tu din partea de corporate și nu numai din partea de corporate, totuși să ții în mână atâția oameni, să le înțelegi doleanțele, să-i ajuți, să ai o strategie pe partea de HR, nu este foarte ușor, pentru că până la urmă înseamnă să ții în mână o organizație și să ții în mână niște probleme sau niște lucruri frumoase a unor oameni din zona aceea și chiar te implici atâția totuși. Adică zona asta de HR trebuie făcută de oameni cu personalitate și oameni care sunt foarte, foarte bine instruiți. Nu știu, așa e o părere a mea personală. Tu ce părere ai? Da, și e important să fie foarte multe lucruri în același timp. În sensul în care, ocupându-se de strategia pentru oameni, e important să cunoască oamenii și să le pese de aceștia. E important să înțeleagă foarte bine că fiecare din organizație trebuie să fie la locul potrivit pentru el. Și acolo unde este, să fie recompensat echitabil, conform cu ceea ce face. Ăsta este, de fapt, rolul omului de la resurse umane, denumire care nu-mi place, pentru că oamenii sunt oameni și nu sunt resurse. Eu consider că, Cum ar trebui să se numească uite, acum departamentul? în perioada asta am ținut niște discuții și mă gândeam că o denumire, una dintre denumiri ar putea să fie manager relații interumane, Da, frumos. pentru că e vorba despre relațiile dintre oameni. Să știi că în America, cel puțin, poziția este denumită people manager, în genul ăsta. Da, în Adică tot românește sună la, destul de da, complicat. de complicat oricum Să știi este. că nu te mai aud. Ah, nu? Ne auzim? E ok? Nu ne Nu te auzim? aud. Nu. Da? Dincolo de cunoștințele despre oameni pe care ar trebui să le aibă, Ne auzim acum? E ok, da? nu te aud, să știi, nici acum. Nici acum? Aoleu, ce se întâmplă? Nu știu dacă restul aud. Restul aud, dar eu te aud foarte bine. Dar eu nu te aud. Da, acum se aude? Nu știu ce se întâmplă. Se întâmplă Nu ceva? se Nu aud. că e. Da, nu știu de ce nu se aude, că ar trebui să se audă. Da. Îl așteptăm pe Ne Eugen să se auzim întoarcă și acum? să vorbească cu noi. Nu. Nu se aude? Eu de văzut, ne vedem? Ne vedem? Nici nu ne I-ai făcut vedem? ceva?
Nu le-am făcut nimica. Nu știu de ce nu se aude. Da, nu știu de ce se întâmplă. Ne auzim? E ok? Nu? Și... Dar nu știu de ce nu se aude, că ar trebui să se audă. Da. Ne auzim? Nu ne auzim? Alo? Ne auzim? Să știi că tot nu te aud. Ce s-a întâmplat? Ne auzim? Nu ne auzim? Intrăm din nou. Cred că intrăm din nou ceva de genul ăsta. Ne auzim? Suntem ok? Da, gata. Gata. Cred că a căzut internetul și n-a fost la noi, cred că a fost la tine. Pentru că live-ul a mers în continuare, l-am pus pe pauză, nu este nicio problemă. Bun, revenim la ce discutasem despre zona asta organizațională. Uite ce frumos s-a pus acolo caietul fericirii și o să vorbim imediat despre el. Da, într-adevăr, să fii acolo la resurse umane și să îi ajuți pe oameni, cred că contează. Contează foarte mult, adică tot ceea ce se întâmplă într-o companie se întâmplă datorită oamenilor care sunt acolo. Modul în care tu poți face astfel încât oamenii aceia să lucreze mai bine împreună, cred că face parte din strategia referitoare la oameni pe care ar trebui să o aibă compania. Am înțeles. Cum a fost să pleci și să zici gata, de mâine fac altceva? Mi se pare că a venit la momentul potrivit. Dacă ne referim la 2014, deci la prima plecare. Și la a doua, că și a doua e importantă. Și la a doua, toate, de fapt, au venit pentru că eu în 2010 am făcut un burnout. Asta înseamnă epuizare. Adică am lucrat până când n-am mai putut. Da, ai lucrat ca ai vrut sau ai lucrat? Am lucrat ca am vrut. Am lucrat ca am vrut pentru că eram workaholică, perfecționistă și obsedată de control. Să ne înțelegem. Adică eram în poziția în care tot ceea ce, cum să spun, îmi luam și mai mult decât puteam duce. Da, nu erau oameni sub tine care puteau să facă niște lucruri?
Sigur că erau, însă pentru mine a fost extrem de important ca oamenii mei să plece la timp acasă. Adică eu n-aveam decât să stau oricât voiam eu, că era problema mea, însă oamenii cu care lucram eu, cel puțin în departamentul meu, eu voiam să mă asigur că nu depășesc decât absolut ce știu eu, din ce motive, programul de lucru. E, Vorbim de. uite, da, nu ești, cum se zice, mulți nu fac așa. Nu fac așa, nu că fac așa. Da, cred. Cred. Adică țin și departamentul că, da, dacă șeful trebuie, șeful să, dacă șeful pleacă, plecăm și noi. Dacă șeful nu pleacă, hai să stăm, să-l ținem puțin. Nu. Nu a fost asta, ți-am zis, pentru mine a fost un obiectiv ca oamenii să plece la timp acasă. Cel puțin oamenii mei, da? Cu care lucram și pe care puteam să-i trimit acasă sau în anumite situații se depășea programul. A fost un ritm foarte, foarte greu. Am avut multe magazine deschise în anul ăla, venite după o perioadă extrem de grea, 2008-2009. Vorbim de criza precedentă, de criza financiară, înțelegi? Cu înghețări de angajări, cu plecări, a fost foarte, foarte, foarte greu. Și ai zis la un moment dat că gata, trebuie să faci un declic. După burnout, lucrul cel mai important pe care l-am făcut, asta apropo de oamenii pe care mi-am crescut, pentru că s-a dezvoltat departamentul, fuseseră niște oameni noi. Primul lucru pe care l-am făcut după ce m-am întors de la burnout a fost să fac niște ședințe săptămânale unde să le explic oamenilor cum iau eu decizii și să-i învăț cum gândesc eu și să le ofer și posibilitatea de a-mi pune întrebări sau de a mă, ce știu eu, de a mă corecta sau de a mă chestiona sau de a întreba de ce. Ca să pot să-i cresc astfel încât să intervină în locul meu în atunci când era nevoie. Și s-a reușit? Da. Da, absolut. A, absolut, absolut. După ce am plecat în 2014, ți-am zis, am avut niște ezitări pe care nu le-am mai avut în 2018. Adică mi-am dat seama cumva că atât am putut, atât am avut eu de oferit și am treabă în altă parte. Și ce ai făcut după asta? După asta am continuat niște proiecte de consultanță și de training pe care le aveam. A fost anul în care am terminat Caietul Fericirii. În 2019 a fost publicat. Îl avem sus acolo la Așa. deasupra nostru. Mi-am construit o, eu zic, o strategie din punct de vedere al business-ului meu. E foarte adevărat că în vara lui 2018 și mama mea a fost foarte bolnavă și cumva, oricum ar suna, m-a ajutat și asta la decizia pe care am luat-o. Aha. Oricum, acum revenind puțin, vreau să-mi povestesc ce înseamnă Caietul Fericit. Caietul fericirii este o culegere de exerciții, dacă vrei. Deci, copii, Copii! am găsit caietul cu culegerea și nu știam unde era, da. Așa. Sunt 52 de subiecte, tot atâtea câte săptămâni într-un an. În fiecare săptămână ți se propune o temă la care să te gândești și despre care să scrii. O temă care are legătură cu tine, cu tine în viața ta, cu atenția ta, cu observația ta. Aha. Și cât a durat să o Subiectele. scrii? Păi cred că de la momentul la care mi-a venit ideea, deși ai să vezi că efectiv exercițiile sunt destul de scurte, pe un blog separat postez textul foarte lung care însoțește exercițiul din caiet. Da. Însă,
De la momentul la care mi-a venit ideea, cred că a durat cam un an și jumătate, pentru că a fost foarte importantă ordinea în care le-am pus subiectele din caiet, astfel încât atât nivelul de introspecție să fie progresiv, cel care îl folosește să aibă câteva săptămâni în care se ridică, își găsește mai multe resurse. Și abia apoi vin cu niște subiecte mai complicate. E, uite că dacă tot vorbim și după aceea o să luăm și întrebările ca să intrăm așa frumos în ce ne-au scris și cei care se uită la noi. Uite, mă uit acum și vedem din caietul fericit, vedem la frica, da? Scrie așa, nu mi-e frică de nimic, așa spuneam eu, o bună perioadă de timp chiar am crezut, acționam mereu rapid, conștient, calculam toate operațiunile în microsecunde și apoi treceam la fapte, dar că aceasta era teribil de obositoare. Cum Da, e? tu ai citit acum din articolul care însoțește Da, exercițiul din caiet. exact. Ce mi se pare foarte, foarte, sau feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte bun în sensul ăsta. A fost important ca cei care mă citesc sau cei care sunt provocați să facă exercițiile respective să afle mai multe și despre mine și despre subiectul respectiv. Apropo de frică, uite, asta este o emoție pe care cei mai mulți dintre noi au experimentat-o în perioada asta, fie că au fost, fie că n-au fost conștienți de ea. Aha, uite, avem aici și ne scrie Tiberiu Roth și zice, ne uităm și salutăm cu drag pe domnul Tiberiu Roth și ne încântă că se uită la noi. Da, ne auzim, da? E ok? În Da, e continuare. tot ok. Bun, hai să vedem, uite, luăm o primă întrebare. Cât research faci și cât timp te pregătești pentru a scrie o carte? Bine, acum e puțin cam largă întrebarea, dar. Eu scriu cărți polițiste. Da, Drept ia pentru care. povestește-ne și de cărțile polițiște. Drept pentru care fac foarte mult research. Da, ce Pentru înseamnă research-ul ăsta? Ce înseamnă research? Păi, de Nu, exemplu. research-ul ăsta pentru carte polițistă, nu. Păi, de exemplu, am citit foarte, foarte mult, poate că nu toate numerele, dar sigur numerele care mă interesau din revista română de medicină legală. Interesant. Interesant, da, în special partea cu accidente, victime carbonizate, pentru că iarna crimelor perfecte începe cu o explozie a unui garaj în care e o mașină și în mașină este și proprietarul mașinii. Am Spre înțeles. exemplu. De asemenea, dacă e vorba de practici judiciare, dacă este vorba de, ce știu eu, otrăvuri, arme și așa mai departe. Da, cât timp sau cum scrii? Adică când te apuci așa să scrii? Te trezești dimineață, scrii mai bine seara? Uite, era Silvana Enache, cea colegă noastră dragă de la Radio România Actualități, ne spunea că se trezește și în somn și se trezește din somn, bineînțeles, și scrie câteva lucruri. Mie îmi place foarte mult să scriu dimineața, că atunci am mintea cea mai limpede. Însă povestea rămâne cumva și peste zi. Acum scriu la toamna, e continuarea seriei pe care am început-o cu iarna. Și este prima dată când am
e atât de complicată acțiunea, nu că la celelalte n-ar fi, însă acum e atât de complicată acțiunea încât fiecare dintre capitole este cumva precizat, nu neapărat schițat. Îmi ia aproximativ un an să scriu o carte, asta în situația în care, eu știu, am mai puține proiecte sau sunt în stare să renunț la alte proiecte ca să pot scrie. Am înțeles. Lucrez câteva ore bune în fiecare zi. Acum am început din nou să pot scrie. Îți spuneam de problema cu spatele, deci pot cam 2 ore pe zi. Cum e scriitorul în ziua de astăzi văzut? Cel puțin scriitorul român. Cum e văzut? Da. Păi nu știu, cum mă vezi tu pe mine? Noi vedem, dar așa din perspectiva ta, ce înseamnă a unui om care totuși are o experiență și doi mai mult decât atâta, acest apetit pentru cărți, pentru unii sau pentru alții. Eu cred că cei care scriu ficțiune, cei care scriu povești, sunt niște persoane bântuite. Sunt bântuite de poveștile pe care simt nevoia să le dea înapoi celor din jur. Pentru că vorbesc despre mine aici, aflu frânturi de povești și dincolo de ceea ce pun eu în plus, pentru că e vorba de imaginația mea, încep să croșetez pe marginea lor. Mai avem o întrebare. Dacă ai scrie despre tine, ce perioadă din viața ta ar căpăta cea mai mare importanță? Copilăria, adolescența, primii ani de tinerețe sau acum? Cred că n-aș scrie niciodată despre mine pentru că nu mă consider suficient de interesantă. De asta inventez lucruri și atunci când scriu pe blog, încerc să ofer lumii ceva cu adevărat util. De asta e de formație. Am fost atâția ani trainer. Dacă tot e să spun ceva, poate că dacă tu consideri că îți folosește, poate îți face și un bine. Nu știu despre ce perioadă. Pe de altă parte, sunt frânturi din mine, așa cum sunt frânturi din poveștile celorlalți oameni, frânturi din copilăria mea sau frânturi din ceea ce mi s-a întâmplat mie vreodată, ajung cumva și în romanele mele. Dar nu sunt eu personajul principal și cumva îmi dau seama că sunt în mintea tuturor personajelor mele. Cum e cu acest nume interesant pe care l-ai ales să îl folosești? Te referi la Tony Mott. Da. De unde și cum? Bine. Tony e de la Antoneta, ceea ce este foarte simplu. Fratele meu mi-a zis așa când eram foarte mică și mi-a plăcut foarte mult că este scurt, iar Mott este numele de fată al mamei mele. Așa se cheamă. Ah. Vedeți, pentru cei care nu știați, acum s-a dezvăluit această enigmă. Cum este să faci și sau să ai alături de tine oameni care într-adevăr au nevoie să apeleze la experiența ta? Dacă ne referim la consultanța în resurse umane, mi se pare foarte important că îmi pot aduce aportul. De asemenea, consider că am multe lucruri de dăruit din experiența mea atunci când fac mentorat în resurse umane. Ce înseamnă chestia asta de mentorat în resurse umane? Uite, te întreb. Adică sunt colege care se află la început de drum în activitatea asta și eu sunt un partener de discuție pentru ele,
pentru tot ceea ce înseamnă decizii strategice de resurse umane la nivelul companiei lor. Am avut un training în cadrul unui proiect european în 2018-2019 de management strategic al resurselor umane și mi-a făcut mare, mare plăcere să țin cursul respectiv. A fost un curs lung de aproape 4 zile și jumătate, spart în 2 și 2 săptămâni. Mi-a plăcut foarte mult, pentru Ce că învață, ce învață lumea? Care este o concluzie generală despre ceea ce învață lumea la un training făcut de tine? Nu știu, depinde acum și ce subiectare, dar uite, într-adevăr, așa. dacă ne referim la resurse umane, învață în primul rând că oamenii sunt mult mai mult decât niște hârtii, că rolul managerului de resurse umane este mult mai mult decât un rol administrativ, pentru că oricum, foarte curând, mare parte din procese se vor automatiza. Și nu o să-și mai bată nimeni a capul cu, ce știu eu, semnat condiș de prezență, E cu cu... amprentă acum. E cu amprentă poate să fie direct. cu amprentă, poate să fie cu scanare, cu scanare de iris. Iris, Există da. sisteme de intrare inclusiv cu scanare de iris, adică despre ce vorbim aici? Învață ce înseamnă omul potrivit la locul potrivit. Învață ce înseamnă dezvoltarea organizației care se produce doar odată cu dezvoltarea oamenilor. Ce înseamnă să cunoști piața ca și om de HR, să anticipezi schimbările care vor urma și să pui la dispoziția oamenilor din interior acele formări care sunt cu adevărat necesare. Aha. Oricum, în perioada asta, cel puțin în zona de retail, în zona noastră de concept operațional, s-au făcut progrese majore sau e mai dificil să înțeleagă unii și alții că trebuie să se facă niște schimbări? Oamenii știu că este nevoie să se producă schimbare. Dar nu prea fac. Oamenii doresc să facă schimbare. Oamenii încep un proces de schimbare și în momentul în care, cum să spun, se confruntă cu propria lor rezistență, mă refer la decidenți aici, cu propria lor rezistență la schimbare, încep să frâneze schimbarea respectivă. Păi de ce oare? Pentru că necunoscutul sperie, pentru că înainte să fie ușor, mai întâi este greu, și pentru că ca să reușești un proces de schimbare trebuie să vorbești foarte mult, foarte clar, foarte onest cu oamenii tăi, alături de care vei trece prin asta. Uite, emisiunea pe care am făcut-o azi dimineață cu Onelia Pescaru, pe care o știi foarte bine și tu, am discutat inclusiv de niște zone din acestea puțin hilare, acești traineri care nu au experiență sau zic că au experiență într-un domeniu și s-ar putea la un moment dat să te aduce în altă parte. Adică chestia asta că pe bandă rulantă, la un moment dat s-au făcut unii trainer, dar de fapt n-au nimic cu zona asta și s-ar putea să te arunce exact cum ai zis tu, să, în loc să dea un imbold, frânează. Este foarte adevărat, este de datoria celui care cumpără să verifice ce cumpără. S-au făcut trainer pe bandă rulantă, s-au făcut coach pe bandă rulantă, s-au făcut de toate pe bandă rulantă și dacă nu s-au făcut pe bandă rulantă, Ei se este consideră. posibil să fie și proști. Bun, bine, Înțelegi? dar Deci este datoria ta să verifici ce cumperi. de ce crezi că e trendul ăsta în zona asta? Uite că știi cum e, când ai o experiență de zona asta, cel puțin, no, acum nu știu dacă tu ai putea să faci trainer pe chimie organică, știi? Acum am zis o chestie hilară, ce mi-a venit în minte, dar... Ba chiar pe chimie organică aș putea, să știi, pentru că eu am Ah. dat prima dată la medicină și am Îmi pare rău. picat, Zi ceva ce...
Da, Am zice faci mai picat cu frumos. 9,75, deci pe chimie organică e ok, e ok. Da, îl salut pe tatăl meu care este profesor de chimie și de mine nu s-a legat nimica, deci e perfect. Am o bibliotecă întreagă, o n-o donez, o țin acolo deocamdată că nu se știe ce să Chimia fac. este minunată. Da, acum am zis, am nimerit-o asta cu chimia, dar zi-mi eu, nu știu, un domeniu în care, nu știu, agricultura de cartofi, dau un exemplu, nu știu, hilar. Adică chestia asta, știi, a te face trainer, facilitator sau alte lucruri, dar să nu ai competență. Cum vine asta? Păi Da. pentru unii e simplu, Eugen. Adică. Sistemul lor de, cum să spun, sistemul lor prin care se poziționează în lume e atât de alterat, încât eu chiar cred că ei nu au dubii cu Ah, privire la ei înșiși. adică, hai să detaliem, că e interesant. Adică, pur și simplu, eu cred că ei cred că știu. Și eu cred că ei cred că pot. Da, exact cum ai zis tu, să verifici, dar ce face cu oamenii care nu verifică și s-ar putea la un moment dat să, uite, să ajungă la tine, să ajungă la Onelia, să ajungă la alți specialiști și să nu mai poate să fie reparați. Se cheamă că au avut ghinion. Pe bune, deci eu sunt foarte, foarte realistă și foarte cinică. Este imposibil de controlat tot. E foarte posibil ca, cum să spun, absolut în toate meseriile sunt oameni care pot da greș. Așa este. Sunt profesori care pot da greș, sunt medici care pot Medici. da greș, sunt preoți care pot da greș. De ce n-ar da greș un trainer, un coach sau un psiholog? Este extrem de important de antrenat gândirea critică a fiecărui cetățean, a copiilor pe care i-ai, a copiilor pe care i-ai la școală, astfel încât să fie în stare să verifice și să cântărească orice om pe care îl cumpără sau orice informație care este oferită. Am înțeles. Adică, Ideea. n-ai cum altfel. Cel puțin trainingul este este complet nereglementat. Te duci la cum să spun, la o firmă care face un curs de formare de formatori și într-o anumită perioadă de timp ți-ai obținut diplomă. Și tu poți să ții training. Da, aici, uite, vezi, vine Dar nu treaba vorbim de cealaltă. coaching sau de terapie, inclusiv în coaching și în terapie pot exista ghinioane. Am înțeles, dar ce facem cu. Psihoterapia este un domeniu destul de reglementat. În domeniul coachingului nu sunt destule reglementări. Eu am făcut o școală de coaching de 6 luni de zile Da. și sunt cursuri care se întâmplă în weekend. Pe de Aha. altă parte, de asemenea, cursul de facilitator în sănătate mentală a fost pe parcursul a 4 luni. Însă, de exemplu, asta cu sănătate mentală, Da. formarea are loc destul de rapid, tocmai pentru că la un moment dat Organizația Mondială a Sănătății a spus că sănătatea mentală este un subiect atât de important încât este nevoie să creăm, să oferim niște cunoștințe de bază unor oameni care pot interveni rapid și te pot trimite la specialistul adevărat. Dar Adică trebuie să. dacă, da, Da, te rog. dacă este nevoie de specialist, îl trimiți mai departe. Coaching-ul, de exemplu, este ceva ce ține de schimbarea pe care dorește să o facă un individ, pe când, dacă vorbim de terapie, este un proces de însoțire și de verificare a tuturor elementelor care țin de psihic. Sunt foarte, Cum? foarte diferite. Eu dacă întâlnesc o persoană care are nevoie de mai multă explorare,
alta decât comportamente imediate, decât strategie imediată, am psihoterapeuți cu care colaborez și către care trimit persoana respectivă. Se folosesc metode diferite, se folosesc instrumente diferite. Eu nu mă bag unde nu-mi fierbe oala. Uite, e bună remarca ta că nu te bagi unde fierbe oala și totuși revin la întrebarea, îți trebuie o anumită pregătire sau nu? Și de viață puțin. Îți trebuie și o pregătire de viață, absolut. Absolut, pentru că... Adică nu poți să fii zidar și deodată să fii coaching și trainer pentru, nu știu, nu. Zonele de... Adică... Nu, nu, cu siguranță, cu siguranță. Îți trebuie și o pregătire cumva, nu știu, de vârstă. Adică mi-este foarte greu să cred că... Cineva la 20 de ani, la 20 hai să zicem, de ani ar putea să știi, să vorbească de zona de implementare, da, a anumitor chestii. Maturitatea se produce undeva pe la 25, știi? Deci aici vorbim de cumva de adult, de a înțelege, de a înțelege mai mult. Dar aici revenind, cum vezi școala din ziua de astăzi? Școala în general? În general. Școala în general, cred că este foarte dificil atât pentru copii cât și pentru profesori. Cum adică? În sensul în care metodele pe care le folosesc profesorii și mijloacele pe care le au la dispoziție sunt complet neadaptate copiilor pe care i-au în față, astfel încât copiii se plictisesc și profesorii sunt frustrați că îi plictisesc pe copii. Ce materie ar trebui să, după părerea ta, să studieze un licean în clasa 11-12 ca să-l pregătească pentru viață? Ar trebui să studieze filozofie și gândire critică. Interesant. Da. Altceva? Dincolo de toate cele pe care le studiază, cred că ar fi important să fie adăugate astea. Am înțeles. Ar fi important să studieze istoria artei, i-ar face bine să devină mai creativ. Ar fi important de asemenea să știe, să asculte muzică și să poată să facă diferența între o muzică. Ce vorbeam și cu fetele înainte, da, transmisiei noastre. Pentru că foarte multe din sarcinile automate treptat vor fi preluate de către mașini. Și este important să avem gândire creativă. Uite, pentru gândirea asta creativă, revin și la zona poate preferată ta, să fii mamă și să ai un artist în casă, un om deosebit. Da? Și cum a fost să o susții pe Ada să meargă pentru teatru? La început... Că tu erai corporatistă, da, trebuie să facem, să diridi. Adică nu cred că a fost așa o... A, dragă, de mâine mă fac actriță. Foarte bine, mamă, nu e nicio problemă. Eu mă duc la selul că am o treabă, știi? Ceva de genul ăsta. Am încurajat-o să meargă la teatru, în 5-8, teatru în limba engleză. Așa, lejer. Da, pentru că dezvoltă, pentru că e important. Și când mi-a zis în clasa nouă că vrea să dea la teatru, mi-a căzut fața, înțelegi? Adică tu ești de vină că ai încurajat. Vorba vine, în ghilimele, nu glumesc. Nu, dar n-ai crezut că o să facă un... N-am crezut nimic în momentul în care s-a apucat de, ce știu eu, de olărit, de pictat, de cântat sau de teatru. Nu am crezut nimic, am vrut să se dezvolte în orice direcție posibilă. Asta să iasă matematica și economia din cap, da, cum să zice. Nu i-a intrat oricum, deci n-avea ce să iasă. Dacă mi-a zis, nu mi-a picat foarte bine. Păi de ce? Uite-te, tu care acum, bine, acum gândești altfel, dar
Care a fost aia și prima reacție și Prima reacție a fost că îți spun care v-a da. Fost reacția. Cred că nimeni nu te-a întrebat asta. Sunt sigur. Prima mea reacție a fost cum o să facă chestia asta să trăiască în sărăcie toată viața? Și? Și am tăcut. Ia ce a zis? Da, ia ce a zis? Dar nu i-am zis cu cuvintele astea. A, ea i-a spus așa, mai... Așa, și am trimis-o... Mai de HR, știi? Mai de HR. Am trimis-o să vorbească cu oameni care fac meseria asta. Am rugat-o să se gândească bine dacă ăsta este cel mai important lucru pentru ea. Și în momentul în care, după clasa a 10-a, mi-am dat seama că este pregătită să facă asta în viața ei și cu viața ei, i-am zis te susțin orice ar fi. Și asta am făcut. Asta da, într-adevăr, dar într-adevăr a fost așa o tensiune. Cât a durat tensiunea asta? În ghilimele. Un an. Ei, uite, totuși un an nu este să zici, bă, a două săptămâni mi-a trecut, asta e viața. Ce s-a întâmplat în perioada aia de un an? Acum vorbesc despre tine ca și părinte, dar și ca și om. Observam cât de mult efort depune ca să te convingă. Nu ca să mă convingă, pentru că nu aveam discuții în fiecare zi despre asta. Eu observam cât de mult efort depune în ceea ce făcea deja în direcția asta. Avea o trupă de teatru încă din liceu și repetau foarte mult, țineau spectacole, participau la festivaluri pentru adolescenți. Era o muncă de viață deja. A fost o muncă foarte, foarte mare și peste astea avea 9,50 media generală la liceu, îți dai seama. Și atunci ai zis, bă, e ceva acolo. Bă, gata, acolo, aia e. Vreau să spun că am fost atât de mândru și îți spun în premieră, vreau să spun oricum când ne vedeam la prima întâlnire, dar n-am mai avut pucat. Am fost atât de mândru să văd un lucru. Am fost invitat de către Anca Sigar tău și Claudiu Blonț la Teatrul Național. Am ajuns până sus la ei, la cabină, m-am întâlnit cu oameni minunați pe acolo și am făcut și niște interviuri. Într-adevăr, așa cum e stilul meu caracteristic, să ajung la niște oameni e foarte mișto și foarte frumoși din toate punctele de vedere. Și atât de mult mi-a plăcut când am trecut așa și am văzut pe o ușă, știi, scria frumos, actrița Ada Galeș. Oameni buni, eram în Teatrul Național. Adică, băi, și cred că m-a apucat fericirea și dacă eram în Teatrul Dramatic. N-aveam nicio problemă. Băi, dar când am ajuns în Teatrul Național, când trebuie să intri prin 70.000 de filtre ca să ajungi la oamenii ăștia, i-am și spus lui Blonții, mă, zic că în alte zone am ajuns mai repede decât la voi. Adică, da, într-adevăr, mi se pare de bun simț ceea ce s-a întâmplat la Teatrul Național și cum au făcut acolo și într-adevăr artistul să aibă toate condițiile și să li le. Dar încă o dată revin. Am fost atât de mândru și asta o spun că vă cunosc pe amândouă. Cu Ada m-am întâlnit într-o seară. Nu comentăm sub ce auspicii erau, dar ideea este că m-a făcut să trăiesc altfel și cel puțin să văd niște oameni și niște caractere și niște oameni care pot să-i vezi numai la televizor, dar nu numai de asta, oameni atât de simpli, dar atât de buni, încât când treci pe lângă o ușă, știi, și atunci mi-am dat seama, zic, băi, oameni buni, Ada câți ani are? 29. La 29 de ani, exact cum ziceai tu, da, să treci și să aibă, că acum am fost și eu puțin mai șocâte, știi, ca să zic așa, și l-am întrebat pe Claudiu Blonț, zic că asta aici e Ada, nu? Galeș. Da,
ea este excepțională, e de la voi, de la Brașov, știi? Adică o chestie de genul ăsta, bine, eu m-am făcut cap, cumva mi-a atras atenția, zice, bă, dar cum Dumnezeu nu știe, știi, ceva de genul. Dar foarte, 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 foarte fain să-ți scrie numele acolo. Ai fost la Teatrul Național? Da. Mergi? Da, am avut și o sesiune foto la Național împreună cu Ada. Mă rog, eu eram întâmplător acolo, avea ea o sesiune foto și am primit și eu câteva fotografii. Ei, acum nu că nu ți-ar plăcea și tot a fost chiar pe băsură. Da. Ideea este următoare, că data viitoare împreună cu tine vrem să fie tot live, așa, să intre și ea. Pentru că chiar cred că am face puțin, cum se zice, mamă și fiică în același perimetru, să vedeți ce zice și ea. Știi? Că da, acum, da, acum te-am tras pe tine de limbă, știi, cum ai reacționat, dar vreau să vedem ce zice ea, că acolo e feeling-ul. Cred că nu te-a mai întrebat nimeni de treaba asta. Ba, mai e. Am avut niște live-uri pe Instagram cu Ada. Aha. Și prinzându-ne pe amândouă, am primit o astfel de întrebare. Ce am zis și cum am fost și îmi pare rău că n-a fost primul. Ce. Da. Suntem așa pe repede înainte de final. Care este trendul? Înspre ce ne îndreptăm? În general, așa. Cred că dacă am accepta faptul că nu știm, ar putea să ne fie ceva mai ușor. Pentru că întotdeauna ne dorim să știm, întotdeauna ne dorim să știm dacă este posibil exact, întotdeauna ne dorim să controlăm noi lucrurile, însă e un pic mai dificil. Nici măcar acum nu aș putea să-ți spun ce și cum ne vom schimba. Cu siguranță schimbarea se produce, schimbarea este continuă, schimbarea este o constantă, dar nu aș ști să-ți spun exact încotro. Tendința este într-adevăr către automatizare, dacă este să vorbim de tendințele dinainte. Tendința era de automatizare, tendința era de a crea totuși un mediu care să susțină individul care s-ar putea să nu aibă de lucru. E posibil ca faptul că am stat acasă o perioadă să eu facă pe unii să se gândească puțin mai mult la asta, ce facem cu oamenii care stau acasă, astfel încât la momentul la care se vor introduce mai multe mașini, să se găsească acele politici raționale pentru oameni. Frumos. Ce planuri de viitor? Eu acum scriu la romanul care va apărea în toamnă. Sperăm că o să fim primii care să ne-l arăți. Lansarea va fi la Brașov, e foarte adevărat. Nu știm dacă o să o facem online, dacă nu, o să facem streaming online în librărie sau dacă o să ne putem întâlni. Să zic că la librărie, dar înainte, așa, să fie caldă, să ne-o dai și nouă, să vorbim așa, uite, poate da. Online. Oh, mulțumesc frumos! Mulțumesc. Să fim noi primii care o prezentăm și după aceea să ne vedem și la... O vedem și la online, știi? Da. La librărie, scuzați, la librărie, terminăm cu online-ul. Mergem la librărie, trebuie să cumpărați cărțile, da? Să le simțiți! Da, cu asta mă ocup acum. Foarte frumos. Și mă străduiesc să termin textele care însoțesc exercițiile din Caietul Fericirii, pentru că urmează să fie publicate în volum la editura Libris. Frumos, și salutăm pe oamenii minunați de acolo, Famino, Oniță și familia, știi? Că acolo e o familie. O ultimă întrebare.
Te rog. Ce îmi place și mie, bineînțeles, o întrebare cu care noi de obicei terminăm și finalizăm emisiunea. De ce iubim Brașovul? Iarna crimelor perfecte este primul roman a cărui acțiune se petrece doar în Brașov. Cred că a fost nevoie de 5 romane până când să mi-adun cumva puterile să scriu despre oraș. Cred că mi se pare că e cel mai frumos, dar probabil că asta li se pare și celor din Cluj sau din Timișoara sau de oriunde ar fi. Eu cel mai mult îl iubesc pentru că mă întâlnesc cu oameni care îmi sunt dragi și mă pot întâlni, nu știu, mergând undeva la masă sau mergând pe stradă sau mergând să beau o cafea. Deci pentru mine sentimentul ăsta de familiaritate într-un peisaj atât de frumos mă face să mă simt foarte bine. Uite, aștept, mulțumesc foarte mult și înainte aștept să-mi comunici o zi de săptămâna viitoare sau peste două maxim, în care să putem să intrăm fiecare de unde suntem și cu Ada, ca să despicăm firul 4, relația între mamă și fiică, dar și să învățăm pe cei care se uită de această relație foarte frumoasă. Și eu îți mulțumesc că am reușit, bineînțeles, de acum 6 luni noi am tot vorbit că facem această interviu. A fost așa la început o foială, dar așa am intrat. Tehnologia, Eugen, tehnologia. Tehnologia. Dar eu zic că este ok și vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți. Vă mulțumesc că uite am intrat și le-am mai povestit oamenilor ce înseamnă fericirea. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și ne vedem cu drag oricând găsim un pic de timp. Aștept pe privat să anunțăm cât de curând și emisiunea cu voi două. Și bineînțeles un cuvânt de final pentru toți cei care se uită la noi. Și dragilor, aceasta a fost emisiunea, am avut-o alături pe îndrăgita Toni Moț, Antonella Galeș, care ne-a povestit așa despre carieră și nu numai, despre caietul fericit. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc foarte mult că ați stat alături de noi. Vă recomand în perioada asta să aveți grijă, să aveți grijă de voi și să fiți blânzi. Mulțumesc!